la de 28. 28 mai evident. Hai să vedem ce se întâmplă astăzi pe cer. Este o zi în care weekendul bate la ușă și la fel bate la ușă și 1 iunie. De mai trecut o lună, am ajuns aproape la jumătatea anului. Bine, mai avem, mai avem. Vă reamintesc că există și horoscopul anului pe Vimeo și îl puteți achiziționa și direct de la mine pentru fiecare semn zodiacal în parte. M-am gândit să vă amintesc asta. Apoi, secțiunea are înscrieri pentru, sau întrebări pentru webinarul care are loc pe 19 și 20 iunie, marte, decodarea energiei masculine, un webinar foarte drag mie, abia aștept să-l facem. Puteți scrie pentru detalii, pentru înscrieri, pe adresa contactarondastrologalexandracoman.com. Astea au fost anunțurile. Și acum hai să vedem ce se întâmplă vineri, 28 mai. O hartă în care suntem așa mai intuitiv panicoși. Va fi foarte important să ne relaxăm puțin în acțiunile noastre și să nu luăm așa tot în dramă, în panică, chill, relaxați, vă rog eu, relaxați-vă. Pentru că vă înțeleg stresul unora dintre voi, mai ales persoanele hipersensibile, mai ales empații. Da? Empații, persoane care simt energiile. Și nu ironic. Deci empații chiar suferă în perioada asta. Post-eclipsă. Apropo, e filmarea despre eclipsă postată pe site-ul meu, dacă n-ai văzut-o încă. Și Neptun, quadratură, dublă quadratură, Marte conjunct Venus. Normal că în capul nostru sunt așa valuri de energie. Și vă recomand sport, înot, dușuri lungi, plimbări, dacă puteți, pentru a lucra cu aceste energii care te pot arunca foarte ușor în depresie. Este un avertisment. Spuneam, e un avertisment chiar pentru ziua de azi și pentru următoarele zile, pentru că să știți că nu se termină cu una, cu două această situație. Începem să vorbim despre fiecare semn zodiacal în parte. Încep cu berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Ori vă îndrăgostiți, ori vă bate dragostea la ușă, ori aveți o pasiune fulger, ceva se întâmplă pe această zonă a dragostei. Bine, se întâmplă lucruri frumoase, nu sunt lucruri urâte. Dar cumva tu vrei totul deodată, brusc, pe neașteptate, ceea ce nu e prea posibil. Vouă vă trebuie un anumit ritm de readaptare și să luați lucrurile încetul cu încetul. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Astăzi taurii reglează niște chestiuni în familie și le reglați foarte bine, discutați, împărtășiți idei, împărtășiți opinii. Este o stare generală plăcută, comunicarea este bună și ceea ce bifați suplimentar e faptul că discutați chestiuni importante, dar cădeți la pace, cădeți la o înțelegere cu persoanele implicate în discuție. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Vă apropiați de retrogradare, începe retrogradarea, acușica începe retrogradarea guvernatorului zodiei voastre, chiar va retrograda în semnul vostru zodiacal, va fi o filmare, evident, dedicată acestui eveniment. Și astăzi trebuie să aveți grijă la acea stare de depresie despre care am vorbit în debutul acestei filmări, Neptun, Quadratură, Mercur. Gânduri din trecut, nemulțumiri legate de evoluția voastră s-ar putea să iasă la iveală și amintiți-vă de cântecul sirenelor, care se juca cu mintea oamenilor și care, mai ales a marinarilor, da? Și îi seducea și îi arunca în adâncurile oceanului. La fel și cu voi, tot ceea ce simțiți, toate stările astea pe care nu vi le puteți explica, nu sunt corecte. Nu sunt corecte.
Deci sunt false și trebuie să luptați cu acea voce interioară a sirenei care vă atrage spre ocean, că nu e locul vostru acolo. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului, aveți foarte multă intuiție legată de relații, dar veți avea niște conflicte legate de carieră. Și cumva conflictele astea s-ar putea să se amâne pe săptămâna viitoare, dar cert este că sunt. Și va fi foarte mare nevoie de eforturile voastre de a plana conflicte gata să izbucnească. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Leii s-ar putea să aibă niște blocaje la serviciu sau anumite lucruri să nu iasă cu viteza cu care v-ați dori. Voi ați sperat că rezolvați până astăzi tot ce e de rezolvat, dar se pare că mai rămâne o codiță de treabă, de lucruri de rezolvat pe săptămâna viitoare. Și un prieten va avea nevoie de sprijinul vostru, s-ar putea chiar să fie un sprijin material, veți acorda acest sprijin fără nicio îndoială, cu inima deschisă, chiar bucuroși. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Fecioara este foarte bine susținută, are multă forță, are multă energie, vrei să faci lucruri, dar organizează-te pentru că îți propui atât de multe lucruri și vrei să bifezi atâtea încât n-ai să poți funcționa a la long în felul acesta. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Finanțele trebuie să reprezinte atenția ta, să-ți capteze toată atenția, pentru că riști să cheltui niște bani, riști să arunci cu niște bani pe fereastră, pe niște produse care nu au nicio valoare. Și atenție că astăzi nu-ți funcționează intuiția și s-ar putea să-ți tragi niște concluzii care să nu fie conforme cu realitatea. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. La Scorpion, gelozie și numai că nu e numai gelozie, este și agresivitate fizică sau verbală. Vă rog să fiți foarte prudenți, voi să nu vă manifestați într-un mod ciudat sau să nu fiți victimele unor conflicte. Deci e foarte important pentru voi să vă relaxați, să lăsați lucrurile să se întâmple, indiferent despre ce situație vorbim, iar dacă vedeți că este rost de conflict și agresivitate, fugiți în direcția opusă, nu stați acolo să ripostați, pentru că nu va avea o finalitate prea plăcută. Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului. Vi se schimbă sistemul de valori, vi se schimbă puțin mentalitatea. Asta este un lucru foarte bun, doar că procesul prin care se produce această schimbare nu este cel mai simplu și va fi foarte mare nevoie să lăsați lucrurile să se întâmple, să aibă ritmul lor, viteza lor, manifestarea lor. Nu apăsați pedala de accelerație nici în deciziile pe care le aveți de luat, nici în situațiile prin care treceți. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Familia reprezintă punctul vostru de atracție astăzi. Rezolvați ceva legat de niște acte, hârtii, documente sau ceva legat de casă, de locuință. E nevoie de prezența voastră fizică în niște chestiuni familiale și veți avea foarte multă prezență de spirit și veți reuși să vă adaptați din mers tuturor situațiilor provocatoare, aș spune, nu conflictuale, dar provocatoare care vă veți ciocni astăzi. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului. Aveți foarte multă energie astăzi și vă puneți în spate o mulțime de sarcini și nu prea e bine. Trebuie să luați lucrurile pas cu pas, încetul cu încetul, cât mai liniștit. Pentru că dacă nu le rezolvați într-un ritm cât mai lent, stresul vitezei, știi că există un stres și atunci când se rezolvă lucrurile foarte repede,
Stresul vitezei cu care se rezolvă s-ar putea să vă afecteze și vă recomand unora dintre vărsătorii care știți voi ce vă recomand acum, o să vă regăsiți. Jucați la două capete în relația de iubire. Nu toți vărsătorii, unii. Nu vă duceți pe drumul ăla că e risc mare. Saturn, cuadratură, Uranus, revelații neașteptate, bruște venite așa din senin. Deci aveți grijă, nu mizați prea mult că vă descurcați, că nu vă descurcați. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Trecutul vă presează, trecutul vă duce în zona amintirilor și nu aveți nevoie. Când vă apucă melancolia, pentru că astăzi sunteți predispuși spre diverse accese melancolice, puneți mâna pe telefon, sunați un prieten, vorbiți cu el despre cele mai ridicole lucruri, pentru că aveți nevoie să fugiți din zona aceea a amintirilor. Nu își iau locul acolo. Voi trebuie să fiți în formă că vine un weekend super frumos pentru voi. Și atenție că la unii pești se anunță o călătorie, o vacanță, o plecare către o destinație în afara țării. Nu acum, dar în weekend s-ar putea, sau începând de astăzi și în weekend s-ar putea să vorbiți despre această posibilitate să vă faceți niște planuri. Dragii mei, acestea au fost comentariile mele privind horoscopul zilei. Vă mulțumesc că l-ați urmărit. Nu uitați să dați un like, share, un subscribe dacă vă place ce se întâmplă pe aici. Să ne vedem cu bine și la alte filmări și să înceapă un weekend pe cinste pentru toată lumea.